Scandal de proporții în drobeta Turnu Severin. Mărul discordii a pornit de la o scară amplasată ilegal într-o casă de patrimoniu. Clădirea cu pricina se află în centrul orașului. Supărarea oamenilor a pornit de la faptul că primăria a dispus demolarea scării amplasate ilegal. Cei care locuiesc în clădirea respectivă au amplasat această scară, chiar dacă în prealabil primăria a respins solicitarea acestora. Aici locuiesc 8 familii cu drept de chirie pe domeniul privat al statului. Ei, dumneata, ei, la dumneata acasă, eu plătesc 107 metri chirie aici. Deci plătiți acolo la casă. Ia uitați-vă, domnule, dumneata. Ce casă, domnule, dumneata, știi mai bine ca mine. Dumneata, te vorbești aici. Ce vorbești, dumneata? Ia uite, dumneata. Eu 107 metri aici de putere în care nu știu trebuie să-l folosesc. Da, domnule, care e cunoștință comună. În spața total de 107 metri. Da, al meu propriu, care îl plătesc chirie. Da. Și el are decât un metru. Doamne, e 107 metri care plătesc eu. Nu se poate așa ceva, trebuie uite, să domnule, ce fac oamenii ăștia, zice că eu nu plătesc. Uite, are uite, domnule, 107 metri plătesc impozite. Vedeți? Pe ce abuzuri faceți dumneavoastră, veniți cu camerele, atâta știți. Uite, 107 metri am teren. Vecinul care are scara, are probleme de sănătate cu copilul lui, trebuie aer în 5 minute, îi se spune la medic. Are probleme de sănătate, nu cunosc domeniul de sănătate, să vă explic, vă citiți actele de sănătate. Și s-a făcut scara asta pentru aerul, pentru copilul lui, că sunt mai mulți acolo pe hol, care n-are, cum să vă spun eu, libertate să iese cu el, este un gang mai lung acolo înăuntru, puteți să vă uitați, să vă duceți, și n-are pe unde să iese cu copilul. Și pentru copilul lui, pentru sănătatea lui, să-i se aprobe și lui, îi rogăm pe domn primar și pe toți să se înțeleagă până luni, intrăm toți vecinii în audiență pentru domnul, toți vecinii din casă. La fața locului au fost dispuse efective ale poliției și poliției locale. În momentul în care s-a trecut la demolarea propriu zis a scării, proprietarii s-au opus. Dacă pui mâna pe mine, dacă puneți mâna pe mine, vă rog frumos. Haideți-vă, ne apucăm de treabă sau nu? Uite, domne, cum amenință, domnul polițist. Domnul polițist, ia venit, domne, cu aici ce face? Ia uite, domne, te împinge mine, vedeți cum face? Ia uite, domne, cum face? Ia uite, domne, cum face? Ia uite, domne, cum face? Uite, domne, ce face? Uite, domne, ce face? Domnul polițist face aici. Uite, domne, face, nu-l împing. Uite, domne, dar uite ce face, la mine, curte să dărâme ăștia. E domeniul. Domne, lăsați-l să-și facă treaba. Nu tai cu mine polizorul, să tai pe mine polizorul. Nu tai pe mine. Aici stă. Nu, domne, nu. N-auzi, domne, tai mai aici polizorul. Hai, hai că tai mai aici. Domne, n-auzi că să mă tai pe mine polizorul aici, să mă tai pe mine, să mă duc la... Domne, dacă așa cu domnul polițist faceți abuzul ăsta aici, n-aveți niciun act de demolare. Nu, nu, dar uite ce abuzuri fac. Nu, domne, dar uite ce abuzuri fac. Vedeți? Domne, de ce abuzuri fac? Ce să declarezi, domne? Ei să declară. Până luni, lăsă, domne, omul, până luni, ce vrei să iasă aici? Domne! Păi cum să iasă? Domne, nu! Uite, nu mă dau la o parte deloc. Doamna Adriana, dați-vă la o parte. Ei, domne, părtai-mă pe mine. Doamna Adriana, dați-vă la o parte, vă rog. Dați-vă la o parte. Nu mă dau, puneți mâna pe mine, pe ei. Ia mâna după noi și până dacă să fim măcar vreo. Ia mâna după noi, te rog. Dați-vă la o parte. Ia mâna după noi, te rog. N-ai de aici, bag autogenul și tai. Ce să tai, bă? Lasă tai, garcu, lasă tai. Mamă, cheamă-ți autogenul, bă. Hai, luați autogenul. Ce rog eu frumos, nu mai abuzați. Dar nu mai abuzați. Bă, băiatule, pleacă de aici că mă bag în fața autogenului. Când auzi, nu mă auzi că mă bag în fața autogenului să ia foc. Bă, dar auzi că iau foc, eu iau foc. Eu mă bag în fața autogenului. Urmează acum calea juridică. Autoritățile vor acționa în instanță pentru a obține o hotărâre judecătorească pentru a desfința scara. Pe strada Calanfirescu 130 s-a executat în cursul anului 2020 lucrări de construire a unei scări metalice și unei magazii pe structură de asemenea pe structură metalică cu o suprafață de 30 metri pătrați. La vremea respectivă s-a rezat parchetul de pe lângă judecătorul de Turnu Severin pentru că în zona respectivă este zona de protecție monumente istorice peste drum fiind imobilul Gheorghe Angel. După soluționarea dosarului la parchet s-a întocmit o dispoziție de desfințare pe care administrativă ca măsură de desfințare a acestor construcții neautorizate. Asta s-a încercat până în aplicarea acestor dispoziții, dar, după cum ați spus, la fața locului s-au încercat mai multe tertipuri în piedicarea acestei activități. Pe scară fiind amplasat iar un copil de circa 10 ani, împiedicând acest fel să se pună în aplicare dispozițiile. Ca și procedură, mai departe, se va întâlni o notă de constatare cu ce s-a întâmplat la fața locului și se vor adopta măsuri în condiții legii
în aceste situații. Acesta este doar unul dintre exemplele în care procedurile greoaie din legislația din țara noastră împiedică luarea unor măsuri concrete și imediate. De altfel, nu este prima dată când la acest imobil sunt întâmpinate astfel de probleme.